În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Mulțumim din nou dragului și scumpului nostru Mântuitor, care întotdeauna ne strânge în locuri ca acestea și în sărbători însemnate în biserica și în vremea noastră, să ne bucurăm și să aducem mulțumirea și recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru zilele acestea și mai ales pentru stările acestea binecuvântate și să-i mulțumim și cu gura, și cu cântarea, și cu rugăciunea în toate felurile, așa cum învățăm noi de la părinții și înaintașii noștri și ne-am adus aminte de felul Maicii Domnului. Așa cum îi cânta ea Stăpânului și Creatorului și Mântuitorului la vârsta de 15 anișori, dacă ne aducem aminte când Sfânta Fecioară Maria a primit vestea cea bună, când Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu să o întrebe dacă voiește și dacă va dori și dacă este gata să primească planul acesta al Tatălui Ceresc, ea a fost gata. Și a primit vestea cea bună că prin ea va veni Mântuitorul pe pământ. După ce Îngerul a plecat la ceruri, imediat găsim în Sfântul Apostol Luca, capitolul 1, acolo cântarea Mariei, cântarea Maicii Domnului. Iată și noi astăzi ne-am adunat cu cântarea, cu rugăciunea, cu cuvântul, să îi aducem mulțumirea noastră și recunoștința noastră lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, pentru zilele acestea de mare sărbătoare, de mare bucurie în biserica și în credința noastră. Câteva cuvinte ne aducem aminte și trebuie să ne uităm puțin în istorie și să ne aducem aminte de această măreață sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci, când a fost aflată și pusă la locul cel mai de sus, cel mai înalt. Ne aducem aminte când împăratul Constantin și Elena a început un război greu cu împăratul păgân Maximilian și el se frământa ca om, se frământa că avea o armată așa de mică, așa de puțină, împăratul acesta creștin, Constantin cel Mare, se temea cum să meargă el împotriva acelui împărat care era așa de necruțător, cu o armată atât de mare și multă. De când se gândea el, spune că în ziua în amiaza mare, Dumnezeu a îngăduit și a trimis semnul Sfintei Cruci pe cer. Și în ziua cu soarele pe cer, împăratul Constantin vede acest semn al crucii și pe el scria aceste cuvinte: în acest semn, împărate, vei birui pe Maxențiu. Sau Maximilian. Maxențiu. Și spune că așa s-a întâmplat. Împăratul a dat poruncă ca în toată armata lui să pună pe mână, să pună pe uniforma militară semnul Sfintei Cruci. Și Domnul i-a dat biruința și a biruit pe păgâni și în anul 335, spunea părintele nostru astăzi la biserică, tot împăratul Constantin împreună cu împărăteasa Elena spune că au trimis la Ierusalim, au trimis oameni ca să sape și să descopere crucea Domnului. Și s-a aflat, după 335 de ani, a ieșit la iveală cele trei cruci, care noi o considerăm că a fost și rămâne o minune veșnică. Numai puterea lui Dumnezeu a putut să păstreze în inima pământului acele cruci să nu putrezească. Căci de obicei niciun om, niciun pom cu
cu rădăcini adânci. Nu știm dacă există pe fața pământului un pom cu rădăcini, cu viață, cu verdeață în el, să poată să dăinuiască 335 de ani. Cu atât mai mult acel lemn care au stat în inima pământului în umezeală și în putrefacție 300 și ceva de ani. Nu este minune dumnezeiască aceasta? Cu adevărat, minune dumnezeiască că Dumnezeu a rânduit și tot El a rânduit ca să vină ziua să fie scoase de acolo și să se vadă că crucea, una dintre cele trei cruci, a înviat pe acea tânără care era în moarte. Cum a fost atinsă, a înviat numai decât acea fecioară. Și împăratul a făcut o biserică acolo și știm că crucea Mântuitorului a fost dusă în templul din Ierusalim, la locul cel mai de sus, ca poporul și toate neamurile să vină să dea cinstire și să se închine acestei jertfe supreme, acestui altar pe care a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Mântuitorul nostru. Iată, de aceea mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și anul acesta să fim la sărbătoarea aceasta frumoasă, a înălțării semnului Sfintei Cruci, care nu trebuie să rămână numai un semn, numai o formă goală. Noi am învățat în adunările oastei Domnului că fără miezul care s-a jertfit pe crucea de pe Golgota, fără miezul acesta care este prezența Domnului și Mântuitorului nostru, crucea nu ne ajută la nimic. Noi trebuie să le avem pe amândouă, să le cinstim pe amândouă și să le simțim pe amândouă în viața noastră, în inima noastră. Așa cum spunea în învățăturile sale Sfântul Ioan Gură de Aur, că putem să ne punem semnul Sfintei Cruci pe toți pereții caselor noastre. Ce în zadar va fi dacă noi nu-L aflăm și nu-L cunoaștem și nu avem o relație strânsă cu Domnul și Mântuitorul nostru, dacă ne ascultăm de El, de dragul și de cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Părintele Iosif în scrierile sale, mi se pare că chiar în cartea ce este oastea Domnului, cineva l-a întrebat, ce este oastea Domnului? Și Părintele Iosif i-a zis, oastea Domnului este o ceată de copilaș care trăiesc la picioarele crucii Domnului și Mântuitorului nostru. O ceată de copilaș trebuie să fim noi și să rămânem aici la cruce. Ceata aceasta de copilaș. Și luând din lucrurile acestea pământești, din lucrurile acestea firești, mă gândeam că copilașii, cum și noi la rândul nostru, până la o vârstă a copilăriei, am fost și noi niște copilași. Dar copiii nu se simt bine și noi nu ne-am simțit bine, decât unde? În jurul mamei. Dacă le-am dat copiilor averea de pe lume, dacă le-am dat copiilor hainele cele mai frumoase, cele mai scumpe, mâncărurile cele mai alese, ei nu se simt bine dacă stau departe de mama lor. Ei nu se simt bine decât în jurul mamei. Ei nu vor să audă decât glasul mamei, glasul și vocea mamei. De ce? Că mama îi iubește și ei au aceeași iubire. În starea de neprihănire, de aceea a spus Domnul că trebuie să redevenim la starea de neprihănire, la starea de copilaș, la starea aceea de iubire, sinceră și curată. Și noi, ca fii duhovnicești, ca frații duhovnicești, în lucrarea lui Dumnezeu, nu ne vom simți bine în lumea aceasta. Și știm, oriunde am merge pe fața pământului, liniștea și bucuria noastră și fericirea noastră nu este decât aici, la picioarele crucii Domnului și Mântuitorului nostru, în ascultare deplină de cuvântul mamei, de cuvântul Domnului și Mântuitorului nostru.
În altă parte, nu este plăcerea noastră, nu este bucuria noastră, nu este fericirea noastră, decât aici. Aici să rămânem sub cruce și la picioarele crucii Domnului și Mântuitorului nostru. Aici este salvarea noastră, aici este mântuirea noastră, aici este fericirea noastră. Așa cum copilașii nu vor să audă nimic altceva decât vocea mamei și să rămână și să stea întotdeauna în jurul mamei. În jurul ei se simt e bine. Așa și cel care l-a aflat pe Domnul și cei care l-au aflat pe Domnul prin nașterea din nou și au făcut un legământ cu Domnul și Mântuitorul nostru și au ajuns să guste din darurile crucii, nu găsim pace, nu aflăm mângâiere, nu avem bucurie și fericire nicăieri în altă lume, în altă parte, decât aici, jos, în smerenia cea mai adâncă, în ascultarea cea mai înălțătoare ca Maica Domnului și ca toți Sfinții noștri înaintași la picioarele Domnului și Mântuitorului nostru. De aceea, întotdeauna, să venim aici, în lucrarea oastei Domnului, aici unde Părintele Iosif ne-a spus că trebuie să rămânem o ceată de copilași, ascultătoare, în smerenie de cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să citim ceva, câteva versete din Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, am auzit-o și duminică, o auzim și astăzi, o auzim mereu, că ea este ca o pâine caldă și dulce și hrănitoare pentru sufletele noastre. Potrivit mai ales și cu sărbătoarea zilei de astăzi, să ne aducem aminte despre înălțarea Domnului, despre nu numai înălțarea Sfintei Cruci, ci despre înălțarea Domnului, căci toți Sfinții lui Dumnezeu l-au înălțat pe Domnul Iisus cel răstignit pe crucea de pe Golgota. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Proroc Moise, așa s-a întâmplat și cu Părintele Iosif în vremea noastră. Doar 4 versete, cât timpul este scurt, am vrea să citim aici această Evanghelie, câteva versete, 4 am spus, capitolul 3 cu versetul 14. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iată cât de frumos Sfântul Ioan și chiar Mântuitorul spune aceste cuvinte. Și această profeție s-a împlinit. De mii de ani, această profeție era profețită în Vechiul Testament. Și așa de frumos, dacă ne aducem aminte, în pustia Egiptului, dacă ne aducem aminte când Sfântul Proroc Moise, omul lui Dumnezeu, conducătorul poporului evreu, profetul acestui neam și acestui popor, Domnul Dumnezeu i-a dat o lucrare măreață în țara lui și în poporul său. Și spune, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Ne aducem aminte în vremea aceea când poporul lui Dumnezeu a trebuit să plece din țara Egiptului. 600.000 de oameni au fost care au plecat spre țara făgăduintei, spre Canaanul care Domnul li promiseseră că îi va duce într-o țară unde va curge lapte și mere, unde vor avea pace, unde vor avea liniște, bucurie și libertate. 600.000 au plecat cu conducătorul lor, acest profet, Sfântul Proroc Moise. Și în pustia aceasta știm că poporul evreu au cârtit mult împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului lui Dumnezeu. Și a trebuit să vină acei șerpi verninoși care i-au mușcat pe acești cârtitori, pe acei nerecunoscători și mureau cu zecele, cu sutele, cu miile. Și atunci Domnul Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moise și Sfântul Moise a mers în cortul întâlnirii și s-a rugat, Doamne, ai milă de poporul acesta că moare pe un capăt, au greșit, au cârtit în fața Ta.
dar fie-ți milă și iartă-i și nu mai îngădui ca să moară tinerii și poporul. Și atunci Domnul Dumnezeu i-a zis lui Moise, să caute un șarpe de aramă și să-l pună pe o prăjină, în semnul Sfintei Cruci. Și oricine va privi la acel șarpe, oricine va asculta de cuvântul lui Dumnezeu și a prorocului Moise, aceia vor trăi și nu vor muri. Și toți cei care au ascultat de glasul lui Dumnezeu n-au mai murit și se vindecau. Dar au fost și unii printre ei în continuare cârtitori și fără credință și mulți îndoienlici și chiar vorbeau ce nu trebuie, spune că aceștia n-au vrut să se uite și tot mureau. Iată ce misiune, ce lucrare măreață a avut omul lui Dumnezeu în poporul său. Așa s-a întâmplat și în vremea noastră. Toți oamenii lui Dumnezeu, începând de la primii patriarhi, părintele Avraam, Sfântul Moise, Sfântul proroc Ilie, apoi Sfântul Ioan Botezătorul în vremea noastră și cei mulți sfinți al lui Dumnezeu au avut această misiune și această datorie în fața neamurilor și popoarelor fiecare în parte. Și în vremea noastră, părintele Iosif l-a înălțat atât de frumos pe Domnul și Mântuitorul nostru, pe Iisus cel răstignit, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, grecilor, romanilor, evreilor, când mergeau în adunările și în bisericile de acolo, Sfântul Apostol Pavel le spunea că n-am dorit să cunosc altceva în mijlocul vostru decât pe Iisus cel răstignit. Iată cât de mult l-au înălțat ei și l-au ridicat înaintea oamenilor. Și părinții, și noi părinții avem această datorie să-L înălțăm pe Domnul ca stăpân și ca Domn al nostru și al copiilor noștri. Să le spunem vecinilor, să ne spunem copiilor în familie că mântuirea ne-a venit prin jertfa de pe Golgota. Mântuirea noastră și iertarea păcatelor noastre este numai la crucea Mântuitorului. Dar nu este de ajuns numai sângele Său, numai jertfa Sa. Acolo jos, cum vedem în stânga noastră, chipul acesta frumos, chipul acesta, icoana aceasta minunată, care arată locul acolo de jos la cruce, că trebuie să fie și locul meu, că trebuie să mă regăsesc și eu acolo. Cu jertfa mea, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, celor 14 biserici întemeiate, le spunea atunci și ne spune și nouă astăzi, să aducem lui Dumnezeu, să aducem Mântuitorului nostru, ca o jertfă bine plăcută, ce să-i aducem? Nu numai mulțumirea noastră, nu numai rugăciunea noastră, mai întâi să-i aducem viața noastră, să-i aducem trupul nostru, să-i aducem sufletul nostru, duhul nostru, ca o jertfă bine plăcută înaintea Domnului. Și unde să rămânem cu ea? Unde să stăm cu ea? Acolo jos, acolo în smerenie, la picioarele Domnului, acolo de unde Satana nu ne mai putea niciodată smulge, cum spune părintele Iosif în scrierile sale. Suntem noi acolo? Am rămas noi în smerenia și în supunerea și în ascultarea de glasul Domnului și înaintașilor lui Dumnezeu și înaintașilor noștri din lucrarea oastei Domnului? Dacă am rămas, vom asculta. Dacă n-am rămas, nu vom asculta. Vom cădea în acea cârtire, în acea obrăznicătură care au fost evrei, 600.000 de suflete, care știm câți au mai ajuns în țara Canaanului. Doar două suflete. Din 600.000, doar doi oameni, Iosua și Caleb, fiul lui Nun. Aceste două suflete care au îmbărbătat poporul, care s-au încrezut puternic în cuvântul lui Dumnezeu și Domnul le-a îngăduit să ajungă în țara Canaanului. Iată și cu noi s-ar putea să se întâmple așa. Dacă nu ne vom strădui și dacă nu vom rămâne credincioși în toată smerenia, în cuvântul și în promisiunile și în făgăduințele Domnului și Mântuitorului nostru, s-ar putea să n-ajungem în țara făgăduinței, s-ar putea să n-ajungem în împărăția lui Dumnezeu, dacă vom cârti, dacă ne vom întoarce înapoi la oalele lui Faraon,
dacă îl vom părăsi pe Domnul și ne vom ridica de la crucea smereniei și ascultării de glasul lui Dumnezeu, s-ar putea să nu vedem raiul, s-ar putea să nu vedem împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea să murim fără de Domnul, chiar dacă mergem la biserică, chiar dacă venim în adunările oastei Domnului. Trebuie să ne vedem locul nostru și să nu ne ridicăm de acolo, ci să rămânem acolo ascultători, la picioarele crucii Domnului, să rămânem în ceata de copilaj, care spunea Părintele Iosif, să rămânem aici, de unde vrăjmașul nu ne va putea rupe niciodată. Ca tot cel ce crede, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu crucea ne mântuiește. Nu forma aceasta, nu lemnul de atunci, nici prăjina care a ridicat-o omului Dumnezeu în pustie, aducea vindecarea și alinarea și tratamentul celor bolnavi. Nu, ci puterea lui Dumnezeu, puterea Mântuitorului, sângele de pe Golgota, jertfa și puterea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dar împreună cu ascultarea celui bolnav. Așa cum și la doctor, așa cum și prin spitale când mergem, doctorul ne prescrie un tratament, nu? O rețetă. Omule, vrei să mai trăiești? Să mai duci un an, doi? Da, domnul doctor. Atunci, du-te și ia-ți rețeta. Și tot ce scrie în ea, și noi suntem gata să dăm oricât ni se cere, ca să luăm rețeta și să ne căpătăm sănătatea, nu? Și viața aceasta pe pământ. Așa este. Și în viața de credință. Domnul Iisus nu dorește nimic altceva de la noi decât să ascultăm. Să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Ascultarea ne duce în rai. Neascultarea ne scoate din rai și ne duce în iad. De aceea, dacă mântuirea ne-a venit pe pământ, prin jertfa de pe Golgota, prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru, astăzi și acum, este ziua să ne hotărâm, să-L urmăm pe Domnul și să-L primim pe Domnul în viața noastră, în casa noastră, să-L simțim pe El că trăiește cu noi, că trăiește în noi, că să-L simțim în rugăciune, în cântare, în smerenie, în post, în înfrânare, în toate. Dacă nu-L simțim, este semnul că nu-L avem pe Domnul și trebuie cu pocăință, cu lacrimi, să venim la crucea Lui. Căci Dumnezeu a așa iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iată, Domnul, Dumnezeu Tatăl din ceruri, a dat totul, l-a dat pe unicul Său Fiul la moarte, ca eu, ca noi să avem viață. Și noi stăm așa de nepăsători de multe ori, o iubire atât de mare, care Dumnezeu nu cere de la noi nimic altceva, să răspundem cu aceeași monedă, cu aceeași iubire, să-L iubim așa cum ne-a iubit El, cum și mama nu dorește nimic de la copiii ei, decât să asculte glasul mamei și să facă ce le spune mama. Așa și noi, așa și Domnul vrea de la mine, vrea de la noi, o ascultare deplină și o credință deplină, neclătinată și nezruginată în toate timpurile și în toate vremurile, fie că suntem la boală, fie că suntem la bine, fie că suntem la suferință, totdeauna să fim gata să ascultăm și să credem făgăduințele și cuvântul lui Dumnezeu, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca El, ci ca să se mântuiască prin El, cei ce cred în El. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă n-a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru să ne ajute, ca din ziua de astăzi să fim mai credincioși față de cuvântul lui Dumnezeu și dacă vrem ca credința noastră față de Domnul, față de lucrurile care nu se văd să crească, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, să cercetăm biserica, adunarea și vom vedea că credința noastră, credința aceasta care este darul lui Dumnezeu, care ne l-a dat El, va crește din zi în zi și să ne ajute Domnul ca să avem și noi o credință potrivită și necesară mântuirii sufletelor noastre, așa cum au avut-o părinții noștri, Părintele Iosif,
fratele Traian și oamenii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la toate acestea. Slăvit să fie Domnul! Amin.